O femeie în vârstă de 75 de ani din localitatea Ibănești, comuna Ibănești, a căzut într-o fântână. Norocul ei a fost că un vecin a observat întreaga scenă. A sunat la 112. Imediat detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit cu 3 auto speciale și echipaje specializate pentru salvarea acesteia. La sosirea echipajelor de intervenție, persoana căzută în fântână era conștientă și cooperantă. Victima era agățată de o frânghie. După aproximativ 20 de minute, femeia a fost scoasă la suprafață, hipotermică, dar în stare de conștiință. Persoana extrasă din fântână a fost predată pentru evaluare unui echipaj de pe ambulanța Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui. Fântâna în care femeia de 75 de ani a căzut este din piatră, are o adâncime de aproximativ 15 metri și un diametru de 80 de centimetri. Peretele de protecție al fântânii are maximum jumătate de metru înălțime.